Orice efort financiar pe care îl faci, îl faci pentru a putea reconsolida parte din tine, parte din țara în care trăim. Am plecat astăzi din București după câteva săptămâni, chiar luni, în care am stat închis. Plec spre noi destinații în România, încerc să-ți arăt cât pot de mult din țara asta, oraș de oraș. Unele poate sunt mai interesante, altele poate mai puțin interesante. Însă am să te rog să mă susțin acest proiect printr-un simplu subscribe. Un simplu subscribe mă poate face să pot să merg mai departe, să se facă cunoscute orașele către cât mai mulți dintre noi. Astăzi vreau să călătoresc în altă dimensiune, de pentru care am să merg către Târgoviște. Am ieșit din București prin Chitila, e un oraș la aproximativ o oră de București, deci poți să ieși foarte bine din București. Dacă ești din alt oraș, trebuie să calculăm, pot să mă întreb și să calculez eu distanțele, însă e un loc cu atâta și atâta istorie. Aici, în Târgoviște, mai e ceva. Aici poți să vezi locul în care soții Ceaușescu, dacă ți era drag sau dor de ei, sper că nu, Doamne ferește, aici au fost ei, nu știu, omorâți, uciși. Hai să mergem să-ți mai arăt ceva. Mănăstirea Stela este construită în mijlocul anilor 1600 de către Vasile Lupu pe locul mormântului tatălui său. Sunt încântat după ce am ieșit din Mănăstirea Stelea aici în Târgoviște. Simplitatea, frumusețea și pacea acestui loc m-au făcut să rămân câteva minute. Wow! Nu e turnul din Pisa, este turnul Chindiei de aici, din Târgoviște. Un alt spațiu minunat pe care îl recomand. Turnul Chindiei a fost construit în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Spațiul acesta din curtea domnească cunoaște o super dezvoltare pe vremea lui Matei Basarab. Ulterior, când apare domnul Gheorghe Ghica, începe și dărâmarea zidurilor la ordinul evident al turcilor. De ce? Pentru că poarta, în alții turci își doreau ca domnitorii români să nu se mai poată răzvrăti.
Biserica domnească mare este construită în jur de 1500 de Petru Cercel. Ceea ce este interesant și vreau să spun este că pe vremea aceea această biserică era cea mai mare biserică din țara românească. Biserica aceasta veche din spatele meu, înțeleg că a fost restaurată de francezul Le Comte de Neuilly. Cel care a contribuit și la alte biserici de seamă pe care le admirăm de-a lungul țării, cum ar fi Biserica de Curtea de Argeș, Sfântul Ioan Botezătorul din Conacul Brătienilor, Biserica lui Ștefan cel Mare, deși trei erari din Iași, Biserica Sfântul Dumitru din Craiova, Domnița Bălașa din București, etc., etc. Aici, lângă Curtea Domnească, este și Parcul Chindiei. Un loc frumos, un loc de promenadă, un loc răcoros. Așa cum vezi, eu m-am așezat sub niște nuci. Poți sta în miezul verii să te răcorești, să te relaxezi, să meditezi super liniștit, să te conectezi cu străbunii tăi. Tot aici poți să admiri bruscuțele țestoase care sunt în lac dacă le hrănești cu ceva. Pe lângă atâtea nume și atâtea istorie și atâta bucium și zbucium ce a fost pe aici prin Târgoviște, se mai leagă niște nume. Da, îmi pare rău. Merită să vii în Târgoviște și să afli tot ceea ce spun eu plus de asta. Dacă ai descoperi și alte lucruri, te rog, scrie-ne aici jos, sub video, pentru a împărtăși tot ceea ce eu nu am descoperit sau nu am văzut. Întotdeauna eu vă servesc cu varianta mea, cu ceea ce îmi place și ceea ce găsesc eu în drumurile mele. Nu fac un documentar istoric despre oraș. Așadar, tot de Târgoviște se leagă și numele de Coresi, primul cărturar român, primul care a scos tipărit cărți în limba română. Coresi era un diacon ortodox și a fost preocupat ca tu, eu, noi, să putem citi în limba română. Mulțumim, Coresi! Alt nume care se leagă de Târgoviște și este născut chiar în Târgoviște, domnul Heliade Rădulescu, scriitor, pașoptist, revoluționar pașoptist, membru al Academiei Române, dar ce să vezi, chiar el este și fondatorul Academiei Române. Un alt nume care se leagă de Târgoviște și care ți-a rămas și ție cum a rămas și mie în minte datorită fabulelor citite în copilărie. Domnul Grigore Alexandrescu, pictorii Grigore Blendea, Vasile Blendea și Grigore Pătrașcu sunt pictorii care sunt tot de aici în Târgoviște. Bine, o să mă cerți iarăși că nu-ți spun și despre mâncare. Ba da, de jur împrejurul Parcului Chindiei ai locuri și locații, terase extraordinar de frumoase și nu exagerez. Ai locații în care poți să vii să mănânci, găsești cam orice.